Bună seara, dragii mei! Mihai Racovicean, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și împreună cu cei doi prieteni mei consacrați, apreciați, se pare că analizați de oameni de mare ținută și când vorbesc despre poetul Sandu Chiu, care mi-a promis că ne va ajuta să ne creeze la fiecare câte o epigramă sau o poezioară. Pentru că va urmări emisiunile noastre și e chiar foarte încântat de ceea ce facem. E un tip extraordinar, un domn de 76 de ani, deci foarte interesante materiale pregătim și se pare că ne va scrie și o carte pentru toți cei care suntem în echipa care realizăm aceste emisiuni. Și în seara aceasta suntem împreună cu Eugen Sechei de la Riad. Bună seara! Bună seara! Și cu Sorin Truță de la Miercurea Ciuc. Bună seara! Bună seara! Și continuăm, evident, cu virtuți în politică. Extraordinar, vreau să vă spun, să vă dau o veste interesantă. La ultima emisiune pe care am realizat-o, am primit un mesaj de la profesorul Borțun și consider că este extrem de important să vă spun ceea ce ne-a transmis domnul profesor Borțun. E important că atunci când oameni de talia domniei sale ne fac aprecieri. Și știți după cum am avut tematica legată de etica în politică, a fi sau a nu fi, domnia sa a spus că grea temă, dar v-ați ridicat la nivelul ei. Felicitări! Este foarte important când analiști de talia profesorului Borțun fac asemenea afirmații, înseamnă că nu muncim de pomană. Haideți să parcurgem cele ce urmează, elementele legate de virtuți în politică. Ce însemnează virtute? Însușire dominantă a caracterului. O, Doamne! Care îl face mai bun pe individul uman din punct de vedere moral, intelectual sau al tip sceptic de activitate. Integritate morală, câte atribute, câte, fai de mine, fantastic. În virtutea, ca să-i spunem așa, o parafrazare, însemnează fundamentarea unei argumentații în puterea, ca să înțelegem bine, oare ce ar însemna concordie? E foarte interesant și acest subiect. De ce? Aristotel a fost inițiatorul tradiției etice virtuților și al discuției teoretice despre virtuți civice, cum le spunea el. Etica este practică și trebuie să aibă valoare acțională, prin urmare, ea nu poate să rămână o mulțime de precepte care transcend persoana. Ne interesează la fel de mult și cine practică aceste percepte. Ce fel de persoană trebuie să fie, fiindcă între caracter și acțiune există o legătură cauzală. Pentru ca un om să facă acte drepte, trebuie să fie om drept, să aibă virtutea corectitudinii. Virtuțile se dezvoltă prin reciprocitate și conduc la concordie, ca formă reciprocă de cunoaștere și de confirmare. Cea mai semnificativă virtute a conducătorilor politici este înțelepciunea practică. Vezi Aristotel, Etica Nicomachică, paginile 223-224. Mamă, înțelepciune practică. Mamă, ia explică și mie, Eugene. Înțelepciune practică. Există în politica românească înțelepciune practică? Oba! Întrebare grea pentru mine. Cum știi, văd politica românească de la mare depărtare, de la distanța unde sunt eu acum, nu pare să existe astfel de înțelepciune. Aș putea să, și chiar dacă m-aș uita în exterior, în jurul meu, mi-ar fi foarte greu să găsesc un exemplu pertinent în acest sens. Da, cred că
Deci, excluzând în totalitate subiectul politicii românești, poate m-aș uita aici în țara în care locuiesc în acest moment, în Arabia Saudită. De fapt, poate este unul dintre puținele exemple în care există o aplicabilitate practică a unor idei cu un scop precis care ar fi în folosul societății și al națiunii. Dar, uitându-mă în rest, nu cred că aș găsi un exemplu similar sau poate alte țări din Golf care sunt pe aceeași cale. Da, hai să vedem pe Sorin. Înțelepciune practică la români. Mai citeam că, în mod intenționat, legea asta referitoare la pensiile speciale e puțin neconstituțională. Că vezi, doamne, mari înțelepți ai țării au produs în Parlament o lege care va fi picată de Curtea Constituțională și nu e așa, ea, clasa politică, în înțelepciunea ei, a vrut să ne scape de aceste pensii speciale, dar ce să vezi, Curtea Constituțională s-a opus. Asta e ceva practic, din înțelepciunea, punctul de gândire al clasei politice românești, care este foarte, foarte bine argumentată. Am avut o întâlnire acum câteva ore cu profesorul Golcea Sandu, doctor fizician, care este antrenorul echipei olimpice de fizică. Și am avut un dialog extrem de interesant, sper să-l pot prelucra pentru că am avut niște probleme cu internetul și trebuie să elimin o zonă. Însă foarte interesant, foarte serios și spunea domnia sa în pregătirea emisiunii, că l-am întrebat, domnul profesor, dar totuși de ce cei care sunt așa valoroși nu pătrund? Și mi-a spus că este vorba de decență. Înțelepciunea practică implică și decență? Ce zici, Eugene? Cred că da, cred că Ar trebui, nu nu? putem, exact, și nu putem să vorbim doar despre o singură calitate, mai ales când ne referim la cineva care ar trebui să fie un model, nu, pentru noi toți. Este vorba de o cumulare de calități. Deci, sigur, dacă ar exista doar o singură latură pozitivă, ar fi o excepție, o greșeală. Deci, vorbim de niște modele care ar avea un set de valori pe care îl recunoaștem cu toții. Hai să vedem. Cum îi, Sorine, există astfel de situații în care vorbim despre decență și înțelepciune practică? Se asociază cele două elemente? Obligatoriu ar fi indispensabile? Sunt situații și există oameni care reușesc această combinatorică, chiar și oameni politici. Există oameni politici care reușesc această combinatorică între decență și înțelepciune practică. Da, numai că din punctul meu de vedere, astăzi pot spune că am asistat la o scenă dezagreabilă. Pot spune lucrul ăsta, având în vedere că pe un post de televiziune, acum chiar n-am reținut exact care, l-am văzut pe primul ministru al României, făcea niște declarații și a apărut veșnica șoșoacă în care pur și simplu grobianismul s-a manifestat la cel mai înalt nivel de visceralitate. Pentru mine, indiferent ce spune un astfel de om, cred că nu cred și în mod cert, cred că nu are ce să caute în spațiul public, nu are ce să caute în Parlamentul României și
a urla, a înghuița sau a se manifesta într-un mod inelegant, nu-ți conferă decât o problemă de sănătate mentală. Eu consider că astfel de situații nu se numesc înțelepciune, nu există decență și nu fac altceva decât să seamene ură. Cum ar trebui să se comporte în spațiu public un om politic, domnul Eugen? Cred că, în primul rând, eu m-aș uita la substanță. Este vorba despre conținut. Nu putem cum să zic, favorizăm forma în lipsa conținutului și sunt o mulțime de oameni de politicieni care vorbesc foarte bine, care urmează niște cursuri de oratorie, de dicție, dar de fapt ne mint într-un fel foarte, foarte plăcut. Deci acum, cum să zic, nu aș vrea să aleg între cei care dau o formă foarte bună la niște minciuni sau cei care spun adevărul într-un mod neplăcut. Niciuna, nici Ideal alta ar nu-i fi bună. Iartă-mă, iartă-mă. ideal Niciuna, nici i, alta nu-i bună. Educația aceasta este dementă. Iartă-mă, o spun foarte clar și foarte ferm. Nu mi se pare normal ca un senator al României să aibă astfel de ieșiri. Se pare că Spitalul Nouă, nu știu, așa, ar trebui să fie permanent asiguratoriu pentru unii. Eu, ca cetățean al României, indiferent de ce îmi spui, chiar dacă ar avea dreptate, dacă folosești această tehnică de bumerang, înseamnă că tu sameni ura. Ura nu face altceva decât să creeze falii între societate. Nu astfel se poate gestiona politica. Ești de acord cu mine, Nu, Sorin? nu cunosc subiectul, deci n-am văzut evenimentul, nu mă pot Păcat, era pronunța. bine să nu, mai bine să nu vezi, dar de aceea mi-am permis să spun că indiferent ce ai spune, să urli și să te baci peste omul care vorbește cu alți oameni de la presă, indiferent ce spune, și după aceea să ai o retorică de asta pur și simplu stalinistă, dictatorială, pentru că tu ești senator al României, mi se pare mult prea deplasat de la normalitate. Sorine, nu știu dacă ai apucat să vezi scena. N-am apucat, dar regulamentele celor două camere nu au fost gândite pentru asemenea situații, pentru că la momentul când ele au fost elaborate, nici nu le-a trecut prin cap celor care le-au redactat că se poate ajunge la așa ceva. Și am văzut că acum se intenționează să aibă loc o modificare a regulamentelor ca să reglementeze sancțiuni pentru situațiile astea ieșite din comun, dar vreau să vă spun că, din păcate, un segment important din societatea românească agrează tipul ăsta de comportament. Da, dacă tu, la nivel de parlament, permiți așa ceva, este o alimentare. Am spus, Pentru că tocmai oameni. ți-am spus că acum se vor modifica regulamentele și nu va mai putea nimeni, nici doamna Șoșoacă, nici altcineva, să se manifeste de maniera asta. Pentru că nu este firesc să ajungi la asemenea situație și pentru asemenea situație e nevoie de reglementări. Nu știu dacă v-ați uitat la dezbaterile parlamentare în Anglia. Deci stilul este similar acolo din când în când. Deci nu suntem unici în acest sens și dacă ar exista o ordine și o luare de cuvânt corectă și disciplinată, desigur, ar fi bine, dar vreau să zic, nu suntem unici în sensul ăsta. Aici putem discuta și am lansat în dezbatere acest subiect, pentru că, vrând nevrând, formatorii de opinie sunt și cei care sunt în Parlament. Și ei sunt
pe sticlă mereu, iar din nefericire, mass media noastră, în loc să prezinte educație, fac de pur și simplu prezintă aceste chestiuni ca fiind acte de eroism. Și aceste lucruri parcă prind mai ușor decât lucrurile bune. De ce, Sorine? De ce prind aceste, să zicem, acțiuni vandalice, în ghilimelele de rigoare, vandalice verbale, pentru că de aici și până la se părui sau a lua pantoful și a se bate, nu cred că e mult. Păi, ați constatat în relațiile pe care le aveți cu cei din jurul vostru că, în general, oamenii care nu sunt mulțumiți în pielea lor, care nu se simt bine în pielea lor, oamenii care nu reușesc să se afirme profesional, devin foarte vocali și au tendința să rezolve problema celorlalți. Ăștia, salvatorii de serviciu, le spun eu, care nu știu ce să facă cu existența lor și atunci încep să se ocupe de existența celor din jur. Ăsta e profilul personajului despre care vorbești. Evident, mie am introdus această chestiune că face parte din această, să zicem, categorie a oamenilor cu virtuți. Se pare că sunt virtuți negative. Personal, nu agrez acest stil de om care vine și jicnește. Un om care nu are capacitatea să poarte o discuție la nivel de civilitate, înseamnă că are o omisiune. Din nefericire, trăim vremuri în care nu se mai ascund trădătorii de neam și de țară, fie ei de o parte, fie de alta, pentru că eu nu apăr oameni fără principii și am spus și la profesorul Golcea că eu nu negociez principiile. Așa am învățat de la înaintașii mei din politică, cât am făcut și eu politică și de am suportat rigorile și consecințele apucăturilor pe care le au filierele, să-l cităm pe un clasic în viață, care mai nou nu mai au niciun fel de perdea și acționează în sfidarea bunului simț. Sunt virtuțile necesare în politică. Ce zice Eugene? Da, da, absolut. Sunt desigur. Vreau numai să mă refer la un discurs, un interviu pe care l-am văzut cu primul politician al țării, în care la întrebarea care i s-a pus de ce alți profesori care au dat meditație nu au 7 case, el a răspuns foarte laconic: ghinion. Deci, nu știu, referitor la evenimentul anterior cu luarea lui Șoșoacă, care dintre cele două poziții este cea mai ofensatoare față de electoratul român? Eu cred că un președinte care trage o palmă colectivă tuturor electoratului, chiar dacă a făcut-o într-un mod mult mai civilizat, nu este deasupra și nu prezintă mai multe calități. Iartă-mă că-ți spun, aici puțin de tot văd că ai un venin mult prea mare. Pentru... Venin? Da, evident. E foarte limpede. Nu agreez comportamentul, dar dacă îți dau doar circumstanțe atenuante asupra faptului că n-ai văzut scena cu Șoșoacă. Nu contează, vreau să zic. Dar contează enorm de mult. Dacă nu contează, înseamnă că ești puțin superficial. Iartă-mă, direct, nu subscriu, atenție, la niciun fel de pitocănie. Deci să fie clar că și acel răspuns nu a fost onorabil. Exact. N-am afirmat că președintele a avut atitudine corectă, dar totuși a fost, chiar dacă a fost caustică, a fost decentă. Aceasta a fost violentă, pur și simplu a întrecut orice măsură, orice limită a bunului simț. Eu nu sunt de acord cu asemenea manifestări, orice, iar dacă astfel crezi că se rezolvă situația, ești pe un drum total greșit
Și nu-ți recomand să intri în Păi, politică. deci nu discutăm un eveniment pe care nu-l cunosc. Nu făceam doar o comparație cu un alt eveniment pe care l-am văzut și eu. Deci asta îți Deci spun că atunci, pentru mine este, ca de conținutul analiza ta, este... dacă, ca de analiza Mă ta, pentru refer... simplu motiv că necunoscând partea a doua, nu putem să facem comparații cu treaba asta. Este un punct de vedere. Asta este părerea mea. Pe mine m-a deranjat și m-a pur și simplu șocat atitudinea unei astfel de doamne și comparativ cu altă doamnă pe care am cunoscut-o, care a avut o atitudine fermă și hotărâtă în alt fel de condiții, cu respect și cu un cuvânt dat și ținut promisiunea. E o diferență de la cel de pământ. Dar hai să trecem peste acest moment pentru că nu facem eroi din netrebnici. Sunt necesare virtuțile în politică. Ce zice Sorine? Noi tot încercăm să clarificăm dacă sunt necesare virtuțile și dacă ele există în politică, dar, spre exemplu, din punct de vedere creștin, a existat întotdeauna o oscilație între cetatea lui Dumnezeu și cetatea oamenilor. Și asta a început de la primul teolog politic, de la Sfântul Augustin din Hippo. Și în secolul XIX, de exemplu, după 1846, Papa Pius al IX-lea a dat la un moment dat o enciclică care avea o anexă cu toate ereziile. Și Biserica Catolică, la vremea respectivă, considera erezii comunismul, liberalismul, panteismul și chiar și liberalismul economic a fost declarat o erezie. Deci, practic, principiile moralei creștine s-au împăcat foarte greu cu ideea de stat liberal sau cu ideea de stat comunist, nici nu mai vorbim, având în vedere Aici, că dacă îmi dai voie să am o părere distinctă față de tine, aici problema de fond e puțin de tot diferită în ceea ce văd eu lucrurile, bineînțeles. Merg pe aceeași idee pe care am lansat-o mai mereu și am spus foarte limpede că morala creștină este ceea ce emană din Domnul Hristos. Celelalte confesiuni care zic că promovează principiile pe care le-a lăsat pe pământ Mântuitorul au totuși o undă, o, să zicem, influență pe care oameni puțin de tot mai dotați decât alții încearcă să o substituie. Exact așa vreau să concluzionez ce am zis mai înainte, că până la urmă, în fața fariseilor, Iisus a dat celebra replică să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului. Asta dacă vrem să lipim virtuțile politice virtuțile creștine de politică, sunt greu conciliabile, dacă mă întreb pe mine. Dar aici nu pot să te contrazic, având în vedere că trebuie să ai caracter. Pentru că vorbim despre etică în acest curs fabulos pe care eu îl apreciez, pe care doamna profesor Mihaela Miroiu mi l-a pus la dispoziție să-l folosim pentru a dezvolta aceste subiecte, zic eu, foarte interesante, în care putem să ne spunem punctele de vedere, chiar dacă sunt divergente. Asta e o dovadă de civilitate, pentru că, de exemplu, dacă eu l-am contrazis pe Eugen, nu mi-o dat cu vorba în cap, să-mi spargă capul, să-mi curgă așa, să nu zic altceva. Dar trebuie să avem în vedere următorul aspect pe care ni-l recomandă citirea respectivă, pentru ca un om să facă acte drepte, trebuie să fie un om drept, să aibă virtutea corectitudinei. Hai să întrebăm acum, Eugen, ce înseamnă să fim corecți? Um,
Să fim corect, da, grea întrebare. De ce ai oscilații în ceea ce privește Nu, corectitudinea? nu, da, n-am oscilație, doar că definiția e destul de grea și De ce e mai grea? ales presupun că e vorba despre domeniul politic, nu? Da, dar Deci, tu nu poți să te disociezi de contextul în care te miști. Tu, ca om politic, trebuie să fii și în viața de zi cu zi același om. Nu poți să te dedublezi. Nu poți să fii corect, ca absolut, atare. absolut. Consecvent în valorile personale pe care le pretinzi, le propovăduiești și le și demonstrezi în același fel. Deci, fă ceea ce și spui, nu invers, nu. Totdeauna e Vine campania expresia. electorală, fii atent. Am ideea și mă macină și am și discutat chiar azi. Facem un partid. Nu-i într-un caz, nu, am să lansez în spațiu public o emisiune. Eu cu cine votez? Și va fi o emisiune despre educație. Ce portret de politician ar trebui să urmărească cetățeanul de rând? Ce trăsături trebuie să le aibă? Ce urmărește la el în fiecare zi, uită-te dacă îți place de la și urmărește-i fiecare pas, vezi cum acționează și dacă este drept, dacă știe ce înseamnă dreptatea și dacă este corect. Ce înseamnă să fii corect? Eugen. Deci, de fapt, corectitudinea este respectarea regulamentelor, legilor, a Constituției și a moralei societății, regulilor morale ale societății. Și mă gândeam când vorbeai, la un moment dat m-am întâlnit cu o doamnă care era în Parlamentul Noii Zeelande, o țară cunoscută pentru, în acel moment cel puțin, pentru transparență și lipsa corupției, și care mi-a dat exemplu al marelui caz de corupție din anul respectiv, în care un judecător a fraudat la nivelul a 2000 de dolari, pretinzând că stă la hotel când el se întorcea și stătea acasă. Deci, asta reprezenta pentru ei marele caz de corupție. Și în același timp aș da un alt. Unde e asta? Noua Zeelandă. Ah, deci totuși acolo e un nivel ridicat de atitudine civică, nu? Exact. Și în același sens, aș lua un alt exemplu care e în afara sferei creștine la care v-ați referit anterior, Japonia. După câte știm, Japonia este o țară în care onoarea și respectarea regulilor este o datorie absolută. A încălca o regulă de conviețuire socială sau o lege este o dezonoare care este atrasă nu numai asupra persoanei respective, ci și asupra familiei. De aceea, poate Dar de unde ați văzut. decurge o astfel de atitudine? Din absolut, din educația în cadrul familiei, regulile care Numai sunt familie? absolute. Crezi că se rezumă doar la familie? Da, absolut. Păi, e Eu nu educația cred. Eu timp de cred că sute acolo de ani prin. societatea e formată din astfel de familii care generează perspectivele unor acțiuni concertate, pentru că dacă aceste chestiuni nu se respectă, degeaba există familii care le respectă și altele nu. Hai să vedem ce zice și Sorin legat de virtutea corectitudinii. Cum trebuie să o înțeleagă România? Să completez pe Eugen. Corectitudinea, până la urmă, înseamnă să te raportezi și să respecti normele societății în care trăiești. Pentru că ele diferă de la o societate la alta, de la o civilizație la alta, dar în orice caz, eu încă n-am descoperit un stat pe lumea asta în care să nu existe pușcării și tribunale.
Poate ne Adică spune Eugen, auzi, chestia asta chiar, poate ne spune Eugen, la pregunta în asta. afară, în afară de Vatican, să zicem, că acolo nu cred că există pușcărie, există alte metode de... N-aș spune nu. Da. Hai să zicem, Eugen, ai găsit vreun stat? Că tu ai mers prin lumea largă. Nu există, este doar metoda de reformare. Ați văzut pe scandinavi care încearcă să reformeze cei care încalcă legea într-un alt fel, față de modurile drastice care sunt în alte state. Dar nu cum am trecut în Singapore, deci acolo legea se aplică în mod absolut, se aplică în mod ultra eficient, nu ai niciun fel de scăpare. Ca atare, totul merge ca pe roate acolo. Da, Încălcările sunt extrem de rare. Asta a fost impusă în timp și de ce? Virtuțile se dezvoltă prin reciprocitate și conduc la concordie, ca formă reciprocă de recunoaștere și confirmare. Păi iată genul ăsta de întâlniri între oameni politici români în spațiu public manifestă o concordie? Eugen, manifestă o concordie? Când strigi unul la altul, când nu mai ții cont de faptul că ești în public, că ai în jurul tău tot felul de aziariști sau că ești în, să zicem, cel mai important loc, Parlamentul României, unde ar trebui să reprezinți națiunea? Asta este concordie? Asta e reciprocitate? Sau, dacă tu oferi venin, ce pretenții ai? Nu, cred că din punctul meu de vedere, în România există o concordie. Toată această alianță cu poluri opuse ale politicii este o concordie în detrimentul electoratului. Acum vorbim de cele două, trei persoane care sunt în afara concordiei, dar sigur, ei, cum se zice, PSD-ul cu PNL-ul și cu toți ceilalți din alianță, ne fac zi de zi în această concordie de care vorbești. Cum se dezvoltă la noi, Sorine, aceste virtuți? Se dezvoltă la fel cum se dezvoltă și societatea românească. Totul ține de nivelul de educație până la urmă. Deci dacă societatea este corect educată, o să întâlnești foarte multe caractere. Dacă societatea abandonează lectura, că după cum știți, suntem cei mai puțini consumatori de carte din Uniunea Europeană. Nu ține totul de educația asta instituționalizată. Deci până la urmă, atitudinea omului față de ceilalți este generată și de câteva lecturi pe care le are în viață. Da, este important. Dacă se face o analiză a trecutului, vorbim aici despre o abordare a punctului 8 din proclamația de la Timișoara, unde spunea că ar fi fost necesară o lustrație a vechilor nomenclaturiști și raționamentul moral legaliștilor era de tipul următor în perioada aia. Oricine are o responsabilitate crucială în inițierea și menținerea comunismului în România nu trebuie să aibă dreptul pentru cel puțin două legislatori de a candida la funcții publice. Membrii nomenclaturii ai securității comuniste au o responsabilitate crucială în inițierea și menținerea comunismului în România. Deci cei vizați de premisa 2 nu trebuie să aibă dreptul să candideze timp de două legislaturi la funcții publice. Întrebare. Hai să vedem dacă avem concordie între doi colegi de misiune. Oricine avea o responsabilitate crucială la inițierea și menținerea comunismului în România nu trebuia să aibă dreptul pentru cel puțin două legislaturi de a candida la funcții publice. Era benefic pentru România această măsură, Sorine? Era strict necesară, numai că în contextul ăla
de după Revoluție era aproape imposibil de implementat așa ceva, pentru că băieții, după cum vedeți, s-au metamorfozat în toate felurile și nu s-au dat duși nicio secundă. Adică nu, nu ai avut nicio șansă. Pentru că, din păcate, noi am avut cea mai subțire dizidență în perioada regimului comunist și coabitarea cu regimul comunist a bisericii ortodoxe, a intelectualilor, a fost aproape totală. Cu câteva mici excepții despre care am mai pomenit, a existat o coabitare perfectă cu regimul comunist a societății românești, care a ieșit cu caracterul maltratat de acolo. Și, oricum, nu avea alternativă, dacă mă întreb pe mine. Vă dați seama manipularea? Pentru că, totuși, scuză-mă puțin, ca să conduci o țară, nu ți ajunge un lider, un conducător. Nici chiar regele Mihai, că avem această nostalgie că probabil ar fi fost altfel dacă ar fi reușit majestatea sa să se întoarcă în România și vreau să... Vreau să spun că nu am dreptate. Cred că prin prestanța unui astfel de rege, cred că lucrurile s-ar fi îndreptat. Nu în totalitate, să fim limpezi, pentru că știm foarte bine că minciuna pe care a promovat-o Irod, minciuna foarte Dar interesantă... scuză-mă o secundă, te rog frumos, mă scuz că intervin. Când s-a instalat guvernul Petru Groza, ce a mai putut să facă regele? Ca să ne gândim puțin, că a fost o perioadă rege sub comuniști. Deci cam așa ar fi fost săracul rege, cam... Să ne gândim ce a pățit Emil Constantinescu, care a fost sincer și a declarat că a fost în frunt de sistem. Deci nu aveai, îți mai spun o dată, nu aveai o masă critică ca să conduci întreaga Românie de maniera asta elegantă la care visăm noi ăștia câțiva visători. Și dacă ne luăm și visurile și mai avem voie să avem mici visuri, ce se întâmplă cu noi? Astea sunt visuri despre trecut. Hai să vedem ce facem, domnul Eugen. Vezi? L-ai ascultat acum pe Sorin și puțin de tot cred că te-a marcat, nu? Or să... Cum ești influențat de ceea ce a spus el? Eu cred că... Deci îți dau și ție dreptate și îi dau și lui dreptate. Cred că din punct de vedere așa teoretic... Așa e care vorbește din tine acum, nu? Și exact. Tu ai dreptate și tu ai dreptate, că doar să fiți fiecare cu dreptatea lui, nu? Nu, deci cred că în primul rând principiile trebuie enunțate și trebuie să încercăm să le implementăm dacă sunt juste. Deci de aceea îți dau ție dreptate. Deci ar fi trebuit, chiar dacă ar fi fost dificultăți în implementare sau ar fi fost chiar și imposibil. Dar problema pe care o văd este, în continuare, discutăm despre persoane care sunt failibile, despre niște oameni care nu au reușit. Și problema electoratului românesc este că în continuare își fixează atenția asupra unor oameni și nu asupra unor principii. Nu își aduce politicienii la nivelul principiilor la care, cum ziceai, principiul acestei corectitudini și a eticii în politică. Deci cât timp ne place o anumită persoană, nu? Petre Roman, țin minte că a fost ales de majoritatea femeilor, sau cel puțin așa se zice din România, doar fiindcă arăta bine. Asta nu este un principiu, nu? Și nicio calitate. E o problemă de educație, pentru că dacă nu distingi paiele de fân, s-ar putea să fie o problemă. Deci, punctul meu de vedere cu privire la aplicarea acelui articol 8 din proclamație rezolva parțial problema. O puțin îndulcea, chiar dacă nu până la capăt, dar... Ce mai putem desprinde de întreaba aceasta este faptul că acea nenorocire prin decapitarea intelectualității românești, trimițând-o la închisorile și în gulagul românesc, ca să spunem așa, nu a făcut altceva decât să ne egalizeze, să credem unii despre alții că suntem egali.
Suntem egali dacă putem să fim corecți cu noi înșine, dacă ne respectăm pe noi și avem capacitatea să-i respectăm și pe alții. Dacă nouă ne place să omorâm vecinul și să luăm capra gata crescută pentru că nu mai trebuie să muncim, astea sunt niște principii care rezultă din educația comunistă. Să fie foarte limpede, părerea mea este că, din punctul meu și din perspectiva mea, au existat clase privilegiate, oameni mulțumiți, cărora le intra frica în sân și de frică n-au avut principii. Principiile care au existat personal, vă spun sincer, pe vremea aia eram destul de tânăr. În 90 am avut 29 de ani. Mie nu mi-a fost frică să le spun ce am de gândit, pentru că libertatea care o știam, libertatea care mi-o dă creștinismul, înțelegerea acestui concept, m-a făcut să am demnitate de fiecare dată și să am curajul să îndrăznesc. Totdeauna. Nu odată mi s-a spus, de ce ne spui, domn? E foarte limpede, pentru că eu nu eram tovarăș. Eu n-am fost tovarăș. Deși este pervertită această sintagmă tovarăș, pentru că a fi tovarăș în sensul adevărat al cuvântului nu este o dezonoare. Dar cei care l-au folosit l-au dezonorat. Și apoi de ce ar fi trebuit ca acest segment de populație să fie pus la muncă? Atenție! Și totuși s-au muncit ei, nu vă faceți probleme. Pentru că membrii nomenclaturii și ai securității au o responsabilitate crucială în inițierea și menținerea comunismului în România. Ăsta este chintesența pentru care trebuie aplicat punctul 8 de la Timișoara. Neaplicându-l, cred că s-au activat în cadrul vechii securități conservații. Sau conservele. Așa cum ne explica odată domnul Ferraru, într-o emisiune, că era un serviciu de conservare unde erau plasate diferite persoane și la comanda X acționau așa cum trebuie ca să aibă rezultatele care se numesc frică, menținere și ceea ce mă deranjează cel mai tare, că recent am văzut în spațiu public o scenă foarte interesantă cu Ceaușescu. Cu Ceaușescu care făcea o vizită la o brutărie și verifica pâinea. Și explica proștilor de pe Facebook, că nu le pot spune altfel, că sunt mulți nostalgici, ce bine era pe vremea lui Ceașcă. Personal apreciez că acea coadă care mi-aduc aminte când făceau vizitele dintr-o zonă în alta la câmpuri, că duceau și știuleții de porumb și plantau artificial sau mutau juvincile dintr-o parte în alta. A păcăli pe cineva și să-ți placă să fii păcălit, parcă e o nebunie. Să mai aduci aminte, Sorine, sau tu n-ai prins astfel de vremuri? Am prins. Nu o să uit niciodată. În 89 m-a dus tata să mă angajeze la Cernavodă, la centrala atomică. Am lucrat 2 luni înainte de armată. Și la magazinul alimentar din Cernavodă, așa să vă imaginați, lucrau acolo peste 5.000 de oameni la centrala atomică pe șantier. Când am ajuns, pe raft era o singură pungă de bomboane din alea de bromură, mai țineți minte cum arătau, arătau așa ca niște căcăreze. Era acea pungă, pe pragul ușii de la intrare era un câine din ăsta de care aveau un maidanez, de care aveau grijă vânzătoarele, ăla a tresărit pentru că nu prea trecea nimeni pragul magazinului alimentar, că nu avea de ce. Și când am plecat de la Cernavodă, după 2 luni, asta înseamnă lunile iulie și august, era același produs în tot magazinul. Deci n-au adus niciodată marfă. Iar la cantina șantierului, că exista și așa ceva, mâncai o zi felul 1 și în altă zi felul 2. Și nu o să uit niciodată că
venind de pe șantier, mi-era foarte sete și am intrat într-un restaurant și am vrut să beau apă minerală sau bere sau ceva, un lichid firesc. Și ăștia nu aveau decât bitter. Deci era doar un bitter la scos de la rece, efectiv. Nu se pot uita vremurile astea și vis-a-vis de comunismul perpetuat despre care ai vorbit tu, hai să fim serioși, noi n-am avut niciodată comunism, noi am avut o tiranie, adică două tiranii, una impusă de regimul sovietic și una etno-naționalistă a lui Ceaușescu, deci două tiranii din astea etatiste, care nici măcar nu s-au apropiat de ideea de comunism, pentru că aia e o fantasmă. Și după aceea, despre ce conservarea comunismului vorbim? Deci toată nomenclatura aia și toți securiștii aia și-au conservat privilegiile, s-au apucat de afaceri în detrimentul bunăstării societății românești. Deci asta s-a întâmplat. Hai să mergem puțin mai departe, că ne apropiem cu pași repede de finalul și acestei emisiuni. Mai avem un subiect care cred eu că nu o să-l putem dezvolta până la capăt și o să lăsăm și îl începem astăzi și îl vom continua pentru că vorbim despre o virtute fabuloasă. Ceea ce am prezentat mai înainte vizată în această discuție este responsabilitatea. Virtutea responsabilității. Politicienilor revine la cel mai înalt nivel de responsabilitate publică tocmai prin faptul că ei dețin informații și putere publică în cel mai înalt grad. În astfel de exercițiu al responsabilității nu este, în cazul politicienilor aflați la guvernare, un act supererogatoriu, ci doar o datorie. Responsabilitatea este o virtute obligatorie. Ce-o fi responsabilitatea asta, domnule Eugen? Ne place să o plamăm foarte mult în spațiu public, fie de o parte, fie de alta. Hai să vedem cum trebuie să o înțeleagă un om de rând responsabilitatea. Cum trebuie să o înțeleagă? Trebuie să, din nou, respectarea legilor, respectarea cerințelor, respectarea promisiunilor și acțiunile care sunt luate în acest sens sunt, de fapt, această responsabilitate pe care ar trebui să aibă toți politicienii. Dar, deci, cum vedem, deci responsabilitatea prin poziția pe care o iau, prin deciziile luate în virtutea pozițiilor pe care le au, sunt întotdeauna limitate, dar țin minte că anul trecut, cred că s-a și trecut o lege prin care limităm chiar și încălcarea, de fapt, deci era vorba de acea lege care limita abuzurile în serviciu. Deci nu mai există efectiv o responsabilitate a politicienilor. Ei au decis să limiteze, să se îndepărteze de astfel de responsabilitate, chiar și din punct de vedere legal. Deci hai cred să că putem să o discutăm. Hai să te întreb punctual. Cum înțelegi tu responsabilitatea? Cum se manifestă ea? Deci responsabilitatea este legată de acțiunile pe care le iau acești politicieni. Haide nu? Că deci eu este mă vorba... la tine. Tu, viitor politician, cum înțelegi să fii om responsabil? Deci a fi un politician responsabil, cineva care administrează, să zicem, un domeniu sau un minister, ar fi o persoană care acționează în sensul domeniului pe care îl conduce. Nu? Deci noi acționăm chiar și în privat, chiar și în politic, în acest sens. Nu? Deci avem bugetele pe care le respectăm și
cum să zic, promovăm sau luăm decizii în scopul care ne este Doar acordat. sună mai frumos că îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci cu consecințele de rigoare. Da, dar nu, asta ziceam, nu există consecințe. Păi nu, dar Nu, ți-a zis care sunt mie. consecințele? Consecințele demisia, onoarea, Ah, respectul. scuze. Da. Ce oferi tu ca om responsabil? Ne îndepărtăm, cred că ajungem din nou în domeniul Japoniei. Poate acolo există o astfel de Dar nu mă responsabilitate. îndepărtez asta, eu trebuie, auzi, dragul meu, nu mă interesează cum sunt, cum le vezi tu. Eu te-am întrebat pe tine, dacă tu le diluezi, nu o să te votez. Hai să vedem, Sorine, cum e cu responsabilitatea asta? Dacă n-ai înțeles ce înseamnă responsabilitatea sau să-ți asumi responsabilități, atunci să știi că nu te votez. Sorine. Responsabilitatea. Ce semnificație are pentru a înțelege? Ești pus în situația acum să-i spui la Cristian. Cristi, a fi responsabil înseamnă asta, asta, asta. Ți-am zis, totul ține de educație și când vorbeam despre jurăminte, am zis foarte clar că, indiferent dacă un funcționar sau un dregător al statului jură sau nu jură, totul este determinat de caracterul acestuia. Deci, un om care are caracter este un om responsabil și caracterul ăsta nu vine din neant. Ăsta vine ori din educația de acasă, ori din lecturile și contactele, întâlnirile pe care le are în viață cu oameni care îi determină destinul. Depinde ce fel de mimetism practici, pe cine vrei să imiți, ce model îți alegi. Noi am tot promovat Imitatio Christi în emisiunile astea și în declarația din Banat, pentru că acela este modelul suprem, dar urmând La care nu acel. ne abatem, în mod cert. Da, de la care nu ne abatem, dar acest Imitatio Christi nu o să ne aducă la o societate mai bună pe cei câțiva care ne dorim lucrul ăsta, pentru că, cum zicea și Sfântul Ioan, până la urmă, societatea ideală se întâmplă într-o altă dimensiune, e vorba de Ierusalimul Da, din Ceresc. punctul meu de vedere, nu-i rostul meu să fac această evaluare, iar din perspectiva mea, responsabilitatea înseamnă să ai onoare, să ai cuvânt, să justifici decizii și să te ții de cuvânt. Atunci când spui, asta fac, mă duc până la capăt. Am promis ceva, mă țin de cuvânt. România are nevoie de astfel de oameni care înțeleg ce vorbesc. Problema de fond e mai adâncă. Și pentru că s-a încheiat și această emisiune, am să vă rog pe rând să conchideți. Legat de virtuți în politică. Domnul Eugen? Da, virtutea în politică este o necesitate absolută. Trebuie să o facem ca atare în viitoarele alegeri. Sorin? Asta ar trebui să fie criteriul care stă la baza opțiunii electorale a cetățenilor, numai că mi-e teamă că nu e cazul. Cazul este, dar nu avem. Asta e altceva. Cazul este, dar nu avem. Și de ce nu avem? Pentru că nu avem caracter. E una din probleme însușire dominantă a caracterului, virtutea, care îl face mai bun pe individul uman din punct de vedere moral, intelectual sau al unui tipic specific de activitate. Integritate morală. Deci, dragii noștri politicieni, eu cu cine votez? Urmează pe micul ecran filmul Eu cu cine votez. Și ce vrem să urmărim prin treaba asta? Să îi învățăm pe oameni cum să întrebe, cum să analizeze, cum să caute și să vadă dacă există caracter, dacă promisiunile au fost ținute, indiferent la ce nivel și dacă cumva listele ascund tot felul de oameni care
n-au caracter, se demască. Și atunci probabil că la vremea respectivă, când le va veni rândul, poate nu o să-i putem demasca pe toți. Dar cei care vor auzi că au acest drept, au această putere, poate vor îndrepta într-un mod onest și corect lucrurile. În seara aceasta am fost împreună cu Sorin Truță de la Miercurea Ciuc și cu Eugen Sechei de la Real. Am discutat, am încercat să punem în undă împreună, chiar divergent, opinii legate de virtutea în politică. Și pentru a o înțelege bine, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne construim caractere. Ia acest caracter, el este fundamentul unei perspective în care ne asumăm responsabilități. De aceea rog pe Bunul Dumnezeu să scoată la lumină oameni politici sau nepolitici care să aibă caracter, să aibă simțământ și simțământul să fie patriotism luminat, cu decență, onestitate și demnitate, în așa fel încât să putem să construim și să îngrijim grădina Maicii Domnului care este România. Doamne, binecuvintează-o cu tot ce e mai bun și pe oamenii ei și păzește-ne de rău că prea multe se întâmplă și în jurul nostru și în viața de zi cu zi. Ai milă și dă-ne multă sănătate tuturor!